Sunt curios, acum o iau invers acum. Cum ți se pare rapid? Bă, tu știi foarte bine că eu spun exact ceea ce văd. Nu, la mine nu există că sunt subiectiv, că nu. Nu, eu spun exact. Exact. Băi, Rapidul e o echipă din ce în ce mai bună. Eu o văd în ce în ce mai bună. Și cred că sunt șanse mari să se bată la titlu. Serios? Serios. Dacă se organizează puțin și în apărare, da. Pentru că na, la ultimul meci am văzut ce s-a întâmplat, cu siguranță Rapidul e o echipă care se bate la titlu. Bun, ce ți-a plăcut? Bine, mie și ce îmi place, bă, știi, în primul rând? Îmi place în primul rând, îmi place banca tehnică. Da. Mi-ai luat vorba din gură. Știi că asta am vrut să zic, nu? Că mie îmi place ca o antrenor. Mie îmi place banca tehnică și atunci când se vede când jucătorul joacă pentru antrenor. Adică toți jucătorii joacă pentru antrenor. L-am văzut pe Bergodi că se bucura cu Petrila, parcă mă vedeam cum mă bucuram eu în Turcia cu antrenorul. Pe cuvântul meu de onoare. Deci, așa făceai? Da. A? Am avut un antrenor care efectiv mi-a venit mânușă. Da. Da? A? Cine? Cum îl chema? E un turc. Uh-huh. Da. Și cu, erați ca frații, nu, n-ai înțeles. El nu vorbea engleză, eu nu vorbeam turcește, nu vorbeam nici engleză. Și jucam în fața apărării și doar îmi zicea Kirita și mi-arăta acolo și făcea doar așa de mână și zic ok, și făceam ok. Și zicea după meci în engleza lui, game, two days, Bucharest. Și zic ok, asta era tactica mea de meci cu el. Da. Și băgam materiale. Ce, Kirita? Da. Băgam materiale, câștigam și pe urmă îmi zicea two days go Bucarest. Viața frumoasă în Turcia? Foarte frumos. Nu? Foarte frumos. Viața, mă? Adică foarte. Cât ai stat? 8 ani jumătate. A? Și cum? Ai și bănuțul bun, nu? Da. Nu? Da. A fost ok. Păi da. Bun. Deci Rapidul, hai să ne întoarcem. Rapidul, deci, da. În primul rând îmi place banca tehnică, în al doilea rând îmi place că are un lider pe Săpunaru. Galeria care nu mai vorbim, că e la fiecare meci și o susține necondiționat. Uh-huh. Și uite trei elemente care duc spre un Rapid care bine, va depinde. Bine, bine, și banii care sunt la Rapid. Da. Că acționarii care... Da. Oameni serioși. Oameni serioși. Nu oameni serioși care au... Dar atenție, acționari care, iată, nu gândesc, că vezi, eu de-aia l-admir pe Șucu. Când a fost presiune și Șucu n-are experiență. L-a lăsat pe Bergodi. Nu, și Șucu, atenție, băieți, n-are experiență. De adică 2 ani în fotbal. Aia, 2 ani. De fapt și de drept de un an. Un an. Adică cum să spun, cu picioare. Bă, l-a lăsat pe Bergodi. L-a invitat la masă după ce a bătut Petrolul. Exact, l-a invitat la Petrolul masă, în Giulești, și hai să mâncăm. Toată lumea dădea poze. Demis, pleacă, domne, că-l demite, că nu știu ce. Și eu vorbeam cu domnul Șucu și zice, Horia, pune așa, da așa. Din contră l-am invitat pe domnul Bergodi să-l interim poziția. Te rog, vreau să toată presa să afle. L-a întrebat ce jucător vrea și atunci au început discuțiile Borza. Pentru Borza. Da, exact, da, pentru da. Ander. Deci, Gianni, ție antrenorul îți place în primul rând, da? În primul rând, chiar da. Dacă ești dinamovist. Și ADNC pentru că e prietenul meu. Hai, corect. Hai că l-avem pe domnul Bergodi la telefon. Bună ziua, domnul Bergodi. Bună ziua, Aurie. Bună ziua. A, ce frumos e când sunt rezultate, cum vă laudă toată lumea. M-auziți? Acum o lună de zile vă huiduia toată lumea să plece domne ăsta că nu joacă nimic echipa după un meci. Acum ia uite cum vorbim. Dacă dinamovistul Gianni Chiriță zice domne, în primul rând îmi place banca tehnică la Rapid. Mulțumesc. E aici în studio, Gianni. Salut. Puteți să faceți mai mult, mister, v-ați chinuit cu Iașiu, ce n-ai bani, sta cu emoții. Mai așa în fuzul ăla, oricum, e așa. Lasă că, acum sincer, să nu-mi spuneți acum că n-ați început puțin, nu vă gândiți așa puțin și la titlu. Cred că vă gândiți așa în suflet undeva acolo. Ba, undeva. Noi ne gândim să facem cât mai bine în fiecare meci. Domnul Bergodi, îmi cer scuze, nu vă cred. Dacă nu, deci nu. Vă respect declarațiile, bineînțeles, dar îmi pare rău, nu vă cred. Eu vă știu cum sunteți. Nu vă cred că undeva în sufletul dumneavoastră nu vă gândiți că ați putea să vă luptați serios la titlul anul ăsta. Nu vă cred. Puteți să ziceți ce vreți. Nu, eu sunt un tip ambițios, dar în general încerc să mențin un echilibru. Și ne gândesc că am un lot bun, dar mi gândesc întotdeauna locul 1, locul 3, dar nu e ușor titlul, zic eu, dar cine știe, încet, măcar meci după meci se poate întâmpla, măcar unul nu se îndepărtește de la FCSB,
ieri Ceverea și făcut o remiză și atunci se pierde puncte pentru oricum în parcursul un întreg campionat se poate pierde puncte, la fel în play-off e un mini campionat diferit și atunci se poate întâmpla orice. Noi avem o echipă acum e, jucam, cream, dar trebuie făcut mai bine, trebuie jucat mai bine. Normal, normal. Dar știți că dacă se întâmplă până la final și luați titlul în anul centenarului, știți că ați intrat definitiv în galeria Rapidului. Definitiv. Mă duc în galeria, da. Facem șefe. Mister, să supără Bocciu că-i luați locul. Nu, da, vă dați seama, domnul Bergodi, în anul centenarului să luați titlu? Nu, definitiv be. Intrați în galeria eroilor Rapid. Te străcăți de noi. Ar fi un lucru extraordinar, dar un vis. Nu, unic ar fi, unic, nu extra, unic ar fi. Da, eu un vis, pentru că oricum mai devreme sau mai târziu, cred eu, că Rapidul poate castiga. Poate mai devreme, că tot e centenar. Da. Cu această conducere se poate face lucruri bune, pentru că se pare că e o normalitate, adică acolo unde sunt eu, unde lucrez, și la fel cum am auzit de la tine, che in un momento là, quello creo prima delle 5 match, mai adesso dopo due infringere la rende, abbiamo internito la massa, ho fosse persone seriose, dica ambordite, onde se volte interi equipa, onde ambordite in generale, si lasciata la facut, si sperando che possa rasplatesco io in credere che mi ha dato Domnul Sciuco, Nicolae și Victor Angelescu conduce dal club. Ăsta e secretul, încrederea, nu? Da, încredere. Totdeauna vorbesc, mai este încrederea. Pentru că dacă nu ai încredere și în meciul, după... Sunt tot lucruri că după că nu ești timid, ești puțin curajos și... Încredere în calitățile că au băieți. E normal că echipa trebuie să fie, să nu ia măcar multe goluri și chiar dacă... È normale che quando tu vrei sei preoffensivo, molto offensivo, preoffensivo, è normale che spazio non si lascia. Dar per esempio Guiasciul ho forse due loviture di corsa, adica sci con picche di Ghignon a colo penso che mincia sci recosciata a colo o due o tre giocatori. Dar in generale si può rispondere che l'equipa arată bine, e ofensivă, creeze și... Da, arată nu bine, arată din ce în ce mai bine, dar vă simt puțin că nu vă convine că luați multe goluri, vă simt. Bine, da, sunt bine, de fost de fundaș, normal că e un pic așa frustrante, dar nu e că... Noi, sincer, eu mi-a plăcut după că am avut ca antrenor Zeman la Lazio anni 94, 2 anni, m-a schimbat oricum mentalitate de a juca așa pragmatic, da, încercat să da un gol mai mult decât cele degli avversari dentro. Și atunci eu așa am implementat ideea de a juca, de a crea ocazii, pentru că e și un spectacol pentru suporteri, mai ales că la dumneavoastră e foarte interesant, domnul Bergodi, dumneavoastră sunteți un antrenor italian și totuși cele mai spectaculoase meciuri le face Rapid în Superliga momentan. Deci momentan, adică e un paradox că dumneavoastră un italian, da, cu școala făcută și școală făcută adevărată, nu școală la apelul bocancilor, cum se mai face prin Republica Moldova sau prin altă parte. Deci dumneavoastră care sunteți un italian, da, un italiano vero din punct de vedere fotbalistic, strategie, mentalitate, jucați foarte spectaculos. Echipa, toate echipele marchează la dumneavoastră, inclusiv Rapidul. Da, no, è adeguato. Beh, è chiesto di un stile di gioco, di avere una mentalità di una offensiva positiva, da cercare di attaccare, adduce molti giocatori a colon fazza portici. Di idee. Mi piace molto, ripeto, un match giocato bene, con occasione, non mi piace un match pragmatico, onde magari nu se vede ocazie și... Adică nu, domnul Bergodi, nu sunteți adeptul 1-0?
Nu, da, 1-0, e normal că dacă unul mi spune... Nu, 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 înțelegeți ce vreau să zic. Normal că dacă vă întreabă cineva, normal că ziceți, da. Dar zic ca idee generală, nu sunteți... uite, de exemplu, Dan Petrescu, da, care e un antrenor de succes. Da. Știți foarte bine filozofia. 1-0, cel mai fericit din lume, da? Și de asta vă întreb. Dumneavoastră nu sunteți adeptul 1-0, nu? Lui 1-0. Nu există la 1-0. Eu am totdeauna la băieții cu respect pentru adversarul, e normal, îi spun totdeauna când dăm un gol o rugăminte mare, cercăm să dăm și al doi, al trei, cu respect, normal, pentru adversari, dacă se poate. A, și ale ziceți la vestiare? Bă, le-ați dat unul pe ei, dacă putem să le dăm încă trei, dacă se poate. Da, normal, joci și pentru a da al doilea gol, al treilea gol, cercând de nu să te apri un gol, pentru că e un match, pentru că e un 1-0 și 2-0 è un risultato, come si spune, no? E o legge nescrisse in football, è un risultato pericoloso, no? Per esempio, la sfascito prima ripresa, perché tu conduci 2-0, pentru che te dà un gol in cepe frica, te ama, ci te retraggi, a chance un costezzo, Lucrezia, ci uno vedesse ci noi, per esempio, la un moment date ci cui asciul, ne amo un picche retrasse, o fase in 3-10 minuti, a la ripresa, și ei au venit peste noi. Trebuie întotdeauna să joci pentru a ataca, nu să te aperi un rezultat de 1-0 pentru că sau 3-2 cum eram la momentul. Da. Ați vrea mai puține goluri? Să primiți? Beh, mai puține goluri, beh, normale che a sfrociata non lo am. Ma che dar ripeto, mi è greu. Io credo che noi è ușor din afara e ușor să vorbești despre o echipă care în același timp e ofensivă, dă goluri și în același timp nu ia goluri. Nu, pentru că tu când aduci mulți jucători, echipa știe, are o mentalitate ofensivă. E greu că nu lasi spazi și în spate, ma ți înțelegi? Ok, cu Iașul nu au fost spazi, au fost faptul că două loituri de corse, faze fisse, am luat două goluri. Dar e greu să menții un echilibru în generale perfect. Și atunci e normale che uneori, dacă tu iesi offensive, concedi și l'avversario magari un spazio che possa esplodere ei. Dar è importante să dai gol, să creezi multe ocazii. Multă presiune, multă presiune pe adversari. Da, vedeți cum și în acest an, cum se descurcă bine Petrila, che era, nu spunem a terminat, dar era un jucatore che, no? Era pe panta... Ba da, mulți au zis că e un jucător terminat deși era tânăr, mulți ziceau. Da.